seara și bine v-am găsit! Multe evenimente frumoase printre artiștii moldoveni sunt toamna asta. În această seară, interpreta Doina Sulac este mireasă. La nuntă ne-am strecurat și noi. Reporterul nostru, Mădălina Sorocovski, este acolo. Mădălina, bună seara! Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi telespectatori! Astăzi, interpreta de muzică populară, Doina Sulac, este mireasă, se mărită astăzi. Exact aici suntem și noi, la restaurantul unde astăzi va avea loc nunta. Deci ziua a avut loc cununia religioasă la biserică, iar în această seară urmează aici tinerii însurăței să joace nunta. Haideți să vedem pe cine dintre invitați putem surprinde. Așa. Deci invitații abia se apropie, pentru că nunta încă nu a început propriu-zis, invitații abia se adună. Haideți și noi să ne apropiem de miri, să încercăm să vorbim puțin cu ei. Între timp vreau să vă spun că aici totul este decorat elegant, însă cu elemente, cu câteva elemente tradiționale. Doina are o rochie albă de mireasă frumoasă. O să o întrebăm dacă este creată de un designer autohton sau nu. Tot astăzi, Doina, la cununia religioasă, a purtat o ținută tradițională, un costum național. Așa. Haideți să... Uite, am surprins o colegă, te rog să vii după mine, am surprins-o pe mama Doinei. Cer scuze. Bună seara, suntem în direct la o seară perfectă de la ProTV. Ce faceți? Cum vă simțiți astăzi? Ce emoții aveți? Foarte bine. Da, sigur, ca orice mamă am emoții, dar sunt foarte bucuroasă că Doinița, fiica mea, s-a ales veții ei. Și astăzi, la cununia frumoasă care a avut loc la Sobor, ce părere aveți pentru tinerii însurăței? Vreau să le doresc multă sănătate, să fie fericiți, să aibă parte în viața lor de familie, de bucurie, de oameni dragi în preajmă și așa să fie iubitori și zâmbitori precum este, precum îi văd astăzi, alături de invitații care vin cu flori și le urează doar binele. Vă mulțumesc frumos, sărbătoare frumoasă să aveți astăzi. Uitați și Nicoleta. Nicoleta, bună seara. Uitați-vă ce fată mare și frumoasă are Doina. Nicoleta, salut. Bună ziua. Așa, arăți foarte bine. Spune-mi, în cât timp ți-ai ales ținuta pentru nunta de astăzi? Dacă sincer, într-o săptămână am găsit-o, sau chiar mai puțin. Și machiajul e deosebit. Nicoleta, spune-mi, te rog, cum e să o vezi pe mama mireasă? E minunată, sunt fericită pentru ea și îi doresc tot binele din lume. Așa, cum te împaci cu soțul Doinei? Foarte bine, n-am avut nicio înțelegere niciodată. Foarte frumos, mersi tare mult pentru intervenție. Așa, haideți și noi, fac poze mirii și imediat intervenim și noi să reușim să discutăm puțin cu ei. Scuze. Bună seara și Casa de Piatră, vă dorim felicitări. Așa, arătați ambii foarte frumos. Doina, rochia ta e superbă, e creată de un designer autohton. Da, este vorba de un designer autohton. De asta s-a apucat nepoțica maestrului nostru drag și unicat în Republica Moldova și să-i dea Dumnezeu mulți ani înainte, profesorul meu Ioan Paulenco. Este vorba de brandul Patris, autohton, și această rochie chiar a fost făcută în 2-3 zile. Foarte rapid și eu sunt tare mulțumită. O să profit de moment și o să te rog să ne spui de cât timp sunteți împreună cu soțul tău, pentru că ați avut așa, aveți o relație cam nu o afișați așa în public. Păi așa e mai bine probabil ca să... Fericirea iubește liniște. Da, fericirea iubește liniște, corect. Deci suntem, cred că eu, aproape 3 anișori de când ne cunoaștem, dar de 2 ani locuim împreună. Și așa, ca să-l laud puțin, este probabil cel mai talentat om pe care l-am cunoscut eu după tatăl meu, sincer, și o spun cu toată certitudinea. În primul rând,
Isidora este un mare sportiv care are un loc aparte în lumea sportului din Republica Moldova. El a fost fondatorul taekwondo-ului în țara noastră. Plus la asta m-a cucerit prin muzica pe care o scrie, că mai are și un talent care... Un talentat aici. Da, da, da. Are și un CD care acum a fost creat în Las Vegas, în America, și care se bucură de un succes. Eu îi doresc mari succese în viitor și ne susținem reciproc, unul pe celălalt, el pe mine și eu pe el, și așa se clădește o familie sănătoasă. Asta e cel mai important. Spune-mi, te rog, cât au durat pregătirile pentru nunta de astăzi? Păi, după cum vedeți, este o nuntă foarte restrânsă, pentru că așa ne-am dorit noi. Deja am zis că la Nicoleta Isidoro să facem nuntă de 200-300 de persoane. Da, pentru noi este cel mai ok așa, pentru că deja avem o experiență în viața asta și știm cum trebuie să fie făcute lucrurile frumos. Așa ne simțim noi la vârsta pe care o avem, cel mai bine, cel mai confortabil. Și am făcut o sărbătoare pentru sufletul nostru. Astăzi a fost și taina cununiei, unde episcopul Ioan a oficializat această taină și pe această cale mulțumesc din toată inima. Am fost îmbrăcat în costumul de la Boloca, tradițional. Rochie națională foarte frumoasă, la fel un designer autohton a creat. 7 kg de mărgele. Deci au creat-o măestrițele noastre de la Boloca, care doar ele știu să facă așa ca podoperii de artă. Ce interpreții vor cânta astăzi? Păi va veni scumpa noastră prietenă care a venit tocmai de la Moscova și îți dai seama că în perioada asta e cam greu să ajungi și nu doar greu, dar și costisitor. Îi mulțumim pe această cadă de toată inima pentru că ea va cânta primul dans, melodia maestrului Oleg Baraliuc, de vei fi alături, asta a fost doleanța mirilor, în special a mea. Și o așteptăm cu mare drag, va cânta Igorus, va cânta Doina Sulac, dacă vreți să mai ascultați. Așa, și luna de miere, unde urmează să petreceți luna de miere? Eu cred că vom face un mic tur prin Europa, câteva zile măcar așa, dar cred că o luăm și pe Nicoleta cu noi, că na, altfel asta este familia noastră, eu, Isidor și Nicoleta. Da, și cu siguranță credem noi că urmează și o lărgire a familiei. Să dea Domnul, știi? Doamne ajută! Așa, Doamne ajută! Mulțumim tare mult pentru intervenție, sărbătoare frumoasă vă dorim. Celor de acasă le dorim o seară frumoasă. Urmează și un reportaj de la nunta Doinei Sulac. Anișoara, ai legătura! Mădălina, îți mulțumim frumos, așteptăm reportajul, iar până atunci eu vă las în continuare cu o premieră frumoasă din partea lui Mihai Budurin. Să-l ascultăm! A venit un dor de casă, a venit și nu mă lasă de acel loc unde altădată trăiam bucurile toți la oaltă. Parambi, amintesc cu mama noastră prin pletea cu lup de masă, de cram de Paște și de Crăciun, zece unde ne-au sarmale de ceaun. La-ra-u-i, la-ra-ra-u-i, la-ra-u-i, părinții
aici eu născut, aici pe ferat ștefănești, unde rostul vieții e să te bucuri cât trăiești, cât trăiești. La Naui, la Naui, la Naui, la Naui, la Naui, la Naui, la Naui. Mi-a venit dor de casă, a venit și nu mă lasă. Dar ce moment emoționant să știi că am ascultat această piesă și cu zâmbetul pe buze, dar și cu ochii lacrime aproape. Bună seara, Mihai, bine venit, te aștept aici. Bună seara, bună seara, Coștrec. Avem aici mai multe scule. Da, mai multe scule pentru că Mihai a ținut să ne cânte astăzi live. Un lucru pe care îl apreciez foarte mult și pe care îl văd tot mai rar în emisiuni TV. Da, a fost un pic, simplu, știi? A fost un pic da, greu aici ca să ne aranjăm, dar în schimb sunetul este cu totul altul. Și emoția. Și emoția, da, da, da. Deci mulțumesc că m-ați invitat și cu această melodie nouă-nouță. Are o poveste mai lungă, mai frumoasă. Hai să o ascultăm! Deci mai întâi am dat de un text, ca să vă zic. De-a lui Olga Cabătut, pare mi se, da, o poetesă mai tinerică, și ea plecată peste cotare și eu am zis hai să fac o melodie, să aștern și pe urmă îi fac o surpriză poetesei, autoarei. Deci n-am convenit și am cântat această piesă cu alt text într-o emisiune, după care ea s-a supărat, fata, și a zis că nu se poate. Și eu atunci n-am stat să mai negociez și am făcut un text al meu despre satul meu, despre o odă adusă satului Ștefănești, comunei Ștefănești, și poate că e bine că s-a întâmplat așa. Dar textul inițial era tot despre casă. Era despre mamă, m-a sunat de dimineață mama. E, un text foarte bun. Deci, un text foarte bun, fiindcă tangențial chiar am tras paralele cu noi. Noi toți suntem trei la mama și ea a rămas singură. Și deci, parcă m-a atinsese la strună, dar n-a fost să fie. Și atunci zic, nu, piesa nu trebuie să se piardă și am făcut un alt text. L-am visat noaptea, chiar acest vers, zău, l-am visat noaptea și am zis că această piesă trebuie să trăiască. Și iată, este într-o formă așa incipientă. Pe urmă îmbrăcăm noi cu orchestral, cu instrumente bune și poate facem și un videoclip, fiindcă am atâtea povești și atâtea locuri în satul natal unde s-ar putea de filmat cu duiumul. Știi, până filmezi tu videoclipul, fiecare om care va asculta această piesă și poate face clipul în cap, pentru că mie, uite, tot ce crezi tu, mi creează imagini ale mele, amintiri bune, nu legate de părinți, pentru că părinții sunt aici, sunt în oraș, sunt în căbine și nu am stat la apartament, dar în cazul bunicilor așa este, știi? Deci ai fost la țară, știi despre ce e vorba. Exact, eu am copilărit și eu verile, stăteam la bunici la țară, toate sărbătorile erau acolo și eu tot timpul zic, când atunci când vine Crăciunul, Paștele, zic, măi, la Chișinău nu e la fel. Nu, uite ce ai zis tu de sarmale și absolut... Se ciundăneau sarmale din ceaun. Da, da, e altfel, da. Asta știm cu toții. Hai să vorbim un pic despre casa ta părintească. Noi am mai vorbit despre ea, așa, tangențial prin alte emisiuni, dar acum o să dedicăm ceva mai mult timp, dacă tot a venit acest dor de casă. Da, da. La tine când vine dorul de casă, te duci la Ștefănești, că tu ai grijă de gospodărie, nu? Exact. Eu sunt mezinul, maica mea, deci a plecat la ceruri de un an jumate și mi-a rămas gospodăria mie și familiei mele și am zis, mai cu seamă Angela, soția mea, a insistat, hai te rog să facem ceva, să mai punem, să tragem canalizare, să facem condiții și vara să mai evadăm acolo. Jumătate deja am și realizat, am pus gard, am făcut baie, celelalte, bucătărie, o debara, deci multe, multe lucruri. Am dus și niște căței din curte, i-am găsit și le-am făcut un volier acolo. Deci sunt toate condițiile. În caz de gazul este foarte scump, dar el cam este scump, am lemne la iarnă acasă acolo la țară. Acolo și... o să venim să ne încălzim. Absolut, da, vă invit pe toți. Avem și vin, avem și țuică încă făcute de mama. Și zic că
eu când merg acolo, hoinăresc prin amintiri, prin ce fel, faptul cum chiuleam de la școală și mă duceam la pescuit, îmi plăcea foarte mult. Deci mă leagă foarte, foarte multe de acel loc și am zis că e la 100 de kilometri, nu e atât de departe, cu mașina o oră jumate și neapărat o să fie casa de vacanță. Dar și acel loc unde, da, unde s-a născut veșnicia, la țară. Nu te-ai gândit niciodată să o vinzi? Nu, nu, categoric. Nici nu s-a pus problema. Sunt foarte mulți care fac asta pentru că stau la Chișinău, nu mai rup toate legăturile cu satul și nu, se termină. Vă zic, deci Angela, soția mea și băiatul Cristian au zis, ei în primul rând au zis nu, categoric nu, că au fost niște propuneri de la verișori, de la, și am zis că nu, chiar casa părintească nu trebuie vândută, mai ales că trebuie să mai avem undeva, da. Ori acest timp care a fost mai de răstriște de pandemie, ne-a învățat că dacă ai un locșor acolo undeva, ar fi bine să-l ai și să mergi, să-l ții în ordine, în curățenie și, na, asta facem noi. La Chișinău voi stați la bloc? Stăm la bloc, da. Așa, exact. Înseamnă că profitați din plin de momentele petrecute acolo. Ai și pământ, adică trebuie să ai și oameni la lucru, nu? Sau doar casa? Deci este casa și vreo 17 sote, deci este pământ, este suficient, uh-huh. Avem vie și o livăduță o să o punem în primăvară, deci nu, poate punem și o tepliță acolo ca să avem niște roșii legume. Și niște castraveți, uh-huh. Legume, da. Știu că făceai vin. Toamna, de obicei. Da, da, făceam când era și maica mea. Acum, uh-huh. Acum am renunțat, anul ăsta n-am făcut, coama s-a vândut. Ei, și banii o să meargă la cheltuieli, lumină și nu știu ce. Stau și mă gândesc cum cu toate aceste schimbări și cataclisme și scumpiri, poate eu să-mi pun niște panouri solare, nu știu, ca să-mi... Fain. Da, e o chestie. Și pe acele 17 sote, dacă le pun, am și profit la bătrânețe. Da, 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 din asta se trăiește, da, că se vinde după aia energia. În altă țară, nu știu, la noi. La noi cam legislația nu, un pic. La noi e mai greu să le pui, pentru că trebuie... Da, mai costisitor. Da, și e legislația acolo, absolut, e tare. Absolut. Da, se sunt permite. Formalități. Da, da, da. Pe care... Dar dacă odată ești, dacă ești primul în sat, e ok. Eu cred că indiferent ce se va întâmpla după lecția asta cu gazul, pe care ne-am luat-o toți, deja cred că mulți o să se reorienteze așa și plus că e bine și pentru planeta pe care trăim, știi, să consumăm, da, mai puțin. Și... Da, da, să privim partea bună a lucrurilor. Dacă putem, da, cel puțin. Încercăm. Care e amintirea care îți vine instantaneu în minte atunci când zici casă, când zici Ștefănești? Ce imagine ți apare în fața ochilor? Deci eu am avut norocul sau nenorocul, nu știu, că am trăit în perioada, m-am născut și am trăit o vreme până am plecat în rândurile armatei sovietice, eu și acolo am fost. Da. Ca toată lumea. Am ajuns și acolo, printre ultimii din Mohicani, dar fiindcă în 88 am venit din Germania și practic s-a ruinat tot acest imperiu care, da, iată, vor iar să-l ridice, să-i pună proptele. Dar da, azi e ziua țarului. Da, nu o să le reușească, fiindcă noi, republicile, am înțeles că e mai bine așa. Trecem de politică. Ce mă întrebai? Amintirea. Deci, vezi, după 50 cam... Nu, că o pățim cu toții, nu contează vârsta. Deci, atunci când mă gândesc de satul meu natal, deci mi-amintesc în data de clasa 1 când eram, veneam de la școală, deci o imagine extraordinară. Probabil că o să intre și în videoclipul pe care o să-l filmăm, cu siguranță, când maica mi-a zice, hai să mergem la prășit, ia-ți și tu o sapă și hai la prășit. Noi suntem la margine de sat și era un câmp cu grâu. Orz, nu știu ce era. Și o cărăruie. Maica mea mai înăltuță, 1,60 m, eu un pic așa, și cu sapa în spate, și mergeam din urma mamei și cântam, dă-mi bărbate cheile, să-mi cinstesc femeile. Deci un cântec vechi, vechi de tot. Și toată lumea care deja intram în lanul cu sfeclă, auzeau și se întrebau, cine mă cântă acolo? Cine? Că nu se vedea, doar sapa se vedea. Uite, imagini de felul ăsta, de ce mă copleșesc, mai mult cu maica mea, fiindcă eu am avut nenorocul să trăiesc fără tată, că el a decedat doar la o lună când eu mă născusem, nu l-am cunoscut și maica mea a fost și mamă și tată. Și ea mi-a altoit și mi-a dat tot ce a putut mai bine. Foarte puternice astfel de femei, din fericire sau din păcate, nici nu știu cum e mai... Da. După cum e destinul, da. Dar cu cine semeni? Dacă tot crescut fără tată, poze trebuie să fie câte ceva. Cu ambii.
seamăn, da. Taică-mea era așa negruț, un fel de roman de cealaltă vechi, nu știu cum, parcă și ceva. Maică-mea poate că avea rădăcini greci, fiindcă era din numele de familie Grecu și chiar poate se spuneau că au fost niște strămoși greci care au venit pe meleagurile noastre. Deci e o simbioză de o combinație. O combinație, da, care combinațiile dau bine, așa, de multe ori. Da, așa m-au zis și eu. Da, genele cică... Că da, de asta și se... Așa. Și semăn cu amândoi, probabil, da. Și videoclipul inevitabil va fi filmat acolo, la Casa Părintească, sau nu neapărat? Nu. În mare parte, 80% o să captăm deci, locurile de acolo și asta o să facem, cred că, în primăvară. Reușim noi să adunăm bănuți cu bănuți și o să-l fac neapărat. O să-l fac neapărat, fiindcă mi-a căzut la tronc la inimă, nu știu cum. Parcă s-a așezat bine și versul și melodia îmbracă bine. Da. Contează mai departe orchestrația muzicală, trebuie să lucrez cu cei mai buni, mai profesioniști. Ori noi avem băieți de treabă, orchestratori. Și atât de stilul tău, nu știu cum, până și șuieratul ăla. E genul de piesă care e emoționantă, dar în același timp te face să zâmbești și asta e cel mai... Dă o doză de speranță, da, nu știu cum. Da. Asta am vrut din start, deci să nu fie plângăcios. Să fie așa, mai cu emoție pozitivă. Bun. Ce mai faci, domnule? Ce să fac? Trăiesc și eu pe Terra. Exist. Da. Nu, chiar trăiesc. A, deja e bine, da. Da, mai sunt și perioade când încercăm să ne facem loc, dar ne împingându-i pe alții, fiindcă mie îmi place să trăiesc după niște legi frumoase, sănătoase, adică și mai place să fac parte. Filozofia mea a vieții mele este, eu sunt parte din tot și din toți. Și atunci mi este mai ușor. Deci ranchiuna, invidia nu mă ating pe mine și de aceea mi este mai ușor și mai lesne să trăiesc pe acest pământ. Apuci să cânti, mergi pe la evenimente, unde cânti mai mult? Da. Ți-am zis data trecută că mai sunt și DJ acum. Da. Și mai prestez și servicii de DJ, cântăreți, prezentatori, 3 în 1. Da. Le mixez pe toate. Da, le mixez pe toate și, slavă Domnului, e ok. Adică m-am reprofilat puțin, dar tot în această zonă. Tot în această zonă unde mă simt bine și nu vreau să plec de aici. Asta e cel mai important, să fie confortul ăsta. Exact. Soția, fiul, toți sunt în Franța? Sau? Băiatul este în Franța, Angela, este pe loc în țară. Acum sau de acum o perioadă? Acum e pe loc. Sezonul de iarnă, deci pleacă la munte. Acolo e jobul. Câteva luni și pe urmă revine. Tare interesant tipul ăsta de familie. Mulți se miră. Noi avem deja 16 ani de când o ținem tot așa. Și de căsnicie câți? De căsnicie 31. 31 și de 16 ani în... Da. Dar eu cred că asta e ritmul ăsta de un farmec, probabil, vieții în cuplu. Da. Eu am zis, eu recomand, uneori, bărbați, mai trimiteți femeile uneori așa. Sau mai duceți-vă voi, da. Că nu neapărat să se întâmple. Absolut, așa, da. Vezi că la noi au mai plecat femei din țară, dar nu neapărat cel la mai... La noi, nu știu, la mulți nu funcționează. La noi... Parcă e ok, slavă Domnului, deci distanța dintre trupuri apropie sufletele, am zis tot timpul și am scris și cântece pe aceste teme, am fost răvășit, da, de-a lungul timpului, dar am trecut toate probele credinței și este bine. Știu că înainte de pandemie făceai și tu, nu că naveta, dar plecai destul de des încolo. Acum ai reluat sau vin ei mai mult acasă? Când au vacanța vin ei mai mult, deci, dar iarna o să plec la schi, sigur că este la într-o zonă a Franței, acolo, cele trei coline din Curșovel, așa că mă duc cu plăcere. Și mai schiez? Schiez, da. Ești schiez. Un amator. Citeam undeva, sper să nu fi greșit, că face 25 de ani catarsisul anul ăsta? Exact. Pe 1 noiembrie. Wow. Pe 1 noiembrie. Acum chiar? Pe 1 noiembrie, într-o lună, da, 25 de ani, exact, de când ne-am format noi toți patru, că noi eram duie. Da. Ca și catarsis, da, toți patru, cu Sergiu, cu Igor, și iată, sunt 25 de ani. 97 am pornit la drum. Doamne, îți vine să crezi. Dar voi vă mai reuniți, mai cântați împreună sau fiecare își caută de treburi? Nu, avem proiectele solo, dar lucrăm foarte des în proiectul Catarsis, da. Da? Foarte des, foarte, mult mai des decât aparte, da. Și nu v-ați gândit să faceți ceva, o aniversare anul ăsta? Ar fi ok, nu? Ar fi super, eu... Ar fi super ok. Mă gândeam și ne-au propus și cei de la Palatul Național, directorul, și... Dar, na, sunt mai multe componente, mai multe unghiuri de vedere și nu știu.
Vedeți. Vedem. Dar luați poate în ne întâlnim la un pahar cu băieții. Nu că până la 1 noiembrie a rămas atât de puțin. Bun, atât nu trebuie puțin. Să fie neapărat noiembrie, dar da. Să găsiți o formulă. Eu cred că multă lume ar vrea să vă audă din nou. Cu siguranță. Mi-au zis și băieți care mă mai întâlnesc pe la not, pe unde mai mergem la sport, și au zis că ar fi foarte fain. Aș veni cu toată familia la un restart. Știi care e? Nu ai nevoie de nimic nou aici. Nu, ai nevoie pur și simplu să vezi din nou băieții pe scenă și împreună. Și să cântăm piesele care le știe lumea. Exact. Și să te ridici în picioare și să cânti piesele. Ca să vezi, noi am mers peste hotare des, dar și aici în țară cântăm piesele mai noi, mai vechi, și din solo, și facem mai variat programul, și toată lumea cere piesele primele, zi de azi, sigur, și zi de mâine. Sigur. Și noi o cântăm în varianta cea făcută de atunci, de 25 de ani, și le place foarte mult. Deci ce înseamnă un hit, puterea hitului? E extraordinar. Da, așa este. Știi cum e cu hiturile? Voi artiștii s-ar putea să vă fi săturat de ele deja cântându-le de mii de ori. Sute mii de ori. Iar pentru cei care le ascultă tot timpul, sunt așa ca o gură de aer proaspăt. Ei, na, asta e. Noi îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi pe la noi. Te așteptăm cu drag de fiecare dată și, de ce nu, în formula Catarsis pe Ambii vă așteptăm. Cu plăcere, venim. Mersi pentru invitație. O seară perfectă tuturor. Mulțumim! Ca să arăți bine și să ai un corp lucrat, nu e neapărat să mergi la sală, poți face sport oriunde, oricând. Tot de ce ai nevoie este niște voință, puțin timp liber, organizare și un scop bine determinat. De asta este convins jurnalistul Cătălin Ungureanu. Tânărul merge doar cu bicicleta, se antrenează zilnic la terenurile sportive din parcuri, acasă sau la birou. Mănâncă echilibrat, iar aceste lucruri garantează o formă fizică de invidiat. La un antrenament în parc, alături de Cătălin, a fost și reporterul nostru Iulia Deliu. Ce a ieșit? Vedem în reportaj. Eu trebuie, știi cum, cumva cu avânt. A făcut din sport un stil de viață, se antrenează oriunde, oricând, indiferent de condițiile meteo sau timpul pe care îl are la dispoziție. Îmi place să fac exerciții cu greutatea propriului corp, care prin coincidență sunt exerciții pe care le poți face oricând și oriunde. Asta e ideea, faci oricând, oriunde, nu ai nevoie de sală, nu ai nevoie de bani, nu ai nevoie de suplimente, care de multe ori se dovedesc a fi nu tocmai bune pentru corp. Și da, le poți face și cu oricine și singur, doar ziceam, cum ziceam inițial, să fii motivat, suficient de motivat. Da, ai spus de bani și asta urmea să te întreabă, arăți bine, nu pot să nu observ și să nu confirm, și urma să te întreb financiar cât te costă să arăți cum arăți. Atât cât mă costă să duc, nici nu în mod de viață sănătos, pentru că eu nu pun accent pe alimentație, mă întreabă oamenii dacă mănânc ceva, consum ceva anume. Am și noroc de un metabolism foarte bun, probabil, dar pe lângă asta mai fac și mișcare și fac mișcare destul de mult și mănânc cam tot ce-mi pică. De cele mai multe ori se întâmplă să mănânc sănătos? Mâncând ce-mi pică, pentru că îmi pică chestii sănătoase, pentru că eu aleg ce-mi pică, de fapt. Dar, în general, mănânc orice și trăiesc așa cum trăiesc în mod normal, fără să pun un accent financiar special pe sport. Și-a transformat viața într-o activitate sportivă continuă și încearcă să promoveze acest lucru și altora. Iată, eu am bicicleta, practic nu urc în transportul public deloc, decât atunci când ies din oraș sau când am o urgență, mega urgență și trebuie să iau un taxi, dar asta se întâmplă foarte rar. În general, merg pe bicicletă sau pe jos, fac sport oriunde, dacă plouă torențial sau ninge și nu pot să vin aici, fac în oficiu, fac acasă. Îmi transform viața într-un exercițiu fizic continuu. Cătălin, mă întrebai ce grupe de mușchi mi-aș dori eu să le implic în acest antrenament. Cred că o să doresc să punem accentul pe abdomen și și cum să-i spun? Și ha-ha-ha. Abdomen și ha-ha-ha-ul. Da. Ok, bun. Ai înțeles. Genunchii până la piept, cât de tare poți. Și când le dai jos, nu atingi platforma. Asta e normal? Normal. Doamne! Bun! Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus! Dar nu pot! Poți! Oh,
știu și pot. Exact. Doamne, uite, așa. 1, 2, 3. Nu, asta nu e posibil. Asta e posibil numai dacă ai abdomenul tău. Așa. Jumătate de minut. Aha. Stăm, iată așa. Bun, hai. Iată așa. Două lucini de umăr și stăm. Așa. Cum faci să îndrăgești sportul? Gata, eu nu mai vreau. Unul la mână ai să-mi spui tu cum te simți după. Așa. Fizic. Efectiv fizic. Deși teoretic vorbind ești mai epuizată. Cel puțin în cazul meu și în cazul multor altora. Mintea gândește altfel. Tu altfel vezi lumea la urmă urmei. Se limpezește mintea. Cum putem să facem ca să fim motivați? Vrei să-ți recomand să fii hărțuită de câțiva băieți la vârsta de 12 ani? Probabil nu, pentru că asta a fost unul dintre mari stimulente pentru mine. Așa. Atunci când a fost vorba de sport. Asta a fost unul la mână. Doi la mână aveam în calitate de modele și pe fratele meu și pe tata, care îs și erau sportivi. Și știam că vreau să arăt altfel. Vreau să mă simt mai puternic, vreau să mă simt mai încrezător. De la sport trecem la o altă pasiune a jurnalistului. De curând la Iași, Cătălin a lansat cartea Într-o zi, teoria pumnului în moacă. Cum gâfâi acum, așa am gâfâit și în momentul în care am scris romanul pe care l-am lansat recent la Iași. Cu un titlu care tot poartă amprenta gâfâielii pe el. Se numește Într-o zi, terapia pumnului în moacă. Și l-am lăsat la Iași, la târgul de carte Gaudeamus. Pentru că la Iași e editura care mi-a scos romanul. Da, în curând am să-l lansez și la Chișinău. O să fie un eveniment cu ai mei, cu cei care sper vor deveni cititorii mei. Voi, sper, la fel de mult. Și am cumva niște emoții în anticiparea evenimentului, vreau să iasă frumos. Așa, 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 așa. Da! Asta a fost o zi. Un mare campionat de kickboxing are loc toamna asta la Chișinău. Despre Golden Fighter Championship discutăm astăzi cu Alin Fălcușan. Bună seara, bine ai venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, în primul rând, bine ai venit la Chișinău și mai este mult până începe, adică din punctul meu de vedere, mai este ceva timp. Ce faci deja la Chișinău? Ați început pregătirile? Ce se întâmplă? Timp nu prea este. Exact, suntem într-o, să zic așa, o cursă continuă. Este ca și la atletism, totul este contra cronometru atunci când este vorba de organizare, dar și de pregătirea sportivilor, pentru că noi ne ocupăm atât de organizare, precum și de pregătirea unor sportivi de top internațional. Așa. Da, când zici de pregătirea sportivilor, acum mi-am dat seama că într-adevăr timpul e cel care presează, pentru că mi se pare mai ușor deja să organizezi tot ce ține de detalii tehnice, logistice și așa mai departe, decât, știi cum, sportivii au nevoie anul împrejur de pregătire și așa mai departe. Și cum sunteți din aceste două puncte de vedere? Din aceste două puncte de vedere noi suntem pregătiți, avem o experiență bogată în spate, background-ul nostru pe care noi îl avem este unul fabulos. Am reușit să avem organizări la nivel de top internațional, cu expunere globală în peste 60 de țări. Uh-huh. Și de asemenea, în paralel și cu sportivii, avem experiență, avem o echipă minunată de antrenori din întreaga lume. Focusul nostru este pe pregătirea în Olanda. Acolo avem un centru în care noi ne pregătim sportivii de top. Așa. Și, dar bineînțeles că fiecare și la cluburile de acasă, la cluburile din țările lor, fiecare sportiv își desfășoară o activitate permanentă. Prin această activitate permanentă a noastră reușim să nu fim prinși pe picior greșit sau, cum am spune noi în kickboxing, cu garda jos. Da, o să discutăm imediat și despre ce înseamnă kickboxing pentru cei care nu știu. Dar zi-mi întâi ce centură avem acolo.
Ce centură avem aici? Este o centură, așa cum puteți să vedeți, este vorba despre titlul mondial, centura din cadrul Golden Fighter Championship, versiunea WKU. Una asta dintre... pentru asta vor lupta băieții, nu? Aici pentru asta vor lupta doar doi și va rămâne în picioare doar unul și este, atenție, la categoria super grea. Aha, bun. Și mai este și o centură europeană, dacă nu greșesc. Mai avem și un titlu european, desigur. Vom veni, iată, în premieră în țara dumneavoastră cu două titluri, unul titlu mondial și titlul european, versiunea WKU. O versiune profesionistă de kickboxing în care meciurile se desfășoară la nivel înalt, cu o intensitate maximă și cu oportunitatea de a continua tot la același nivel. Bun, mai sunt, în afară de centura asta, asta e mondială și cea europeană, mai aveți categorii acolo, nu? Că eu mi-am și notat, nu neapărat pricep tare mult, dar mă rog. De exemplu, main card, ce înseamnă asta? Main card, ce ar putea să însemne? Înseamnă ceva important. Înseamnă ceva important, exact. Evenimentul se desfășoară în două etape. Vorbim despre latura sportivă a evenimentului, pentru că nu venim doar cu sportivi, o să venim și cu artiști. Vom avea și un concert. Cine cântă? Rămâne să stabilim pe... Da, e surpriză. Ce pot să vă spun este că va fi vorba despre un artist al momentului, un artist iubit de către publicul din România și Moldova. Vom veni cu o artistă din România. Printre atâția bărbați puternici, frumoși și fioroși, bineînțeles că ne trebuie și o voce puternică. Așa. Și nu doar puternică. Da, foarte interesant. Devine din ce în ce din mai interesant. Din ce în ce mai interesant. Până la urmă, aceste gale, deci, aceste campionate, ele sunt și show, nu? Dăm voie să-ți răspund la main card. Da, hai. Așa. Nu mi-e uit în întrebarea. Evenimentul sportiv se desfășoară este structurat în două etape, partea de undercard și partea de main card. Partea de undercard este dedicată tinerilor sportivi, secțiunii New Heroes, acei sportivi de performanță, dar care încă nu au avut acces la scena profesionistă internațională, iar noi le acordăm o șansă ca ei să evolueze, să crească, după care să reușească să activeze în scena internațională profesionistă. Iar partea de main card este compusă din meciurile dintre sportivi care deja au confirmat și sunt sportivi cu o confirmare deja la nivel internațional. Și avem nume grele și la propriu și la figurat. Hai, dă-ne câteva. Ale kickboxing-ului. De la noi am văzut Maxim Bolotov, nu? Da, l-avem pe greul Maxim Bolotov, pe care eu îl cunosc de foarte mult timp și pentru mine este cel mai cunoscut luptător al categoriei grele din Republica Moldova. L-am cunoscut într-o gală la Madrid, unde a avut un meci împotriva lui, dacă nu mă înșel, Beniamin Adebgui, care este numărul 2 mondial în Glory. Glory este, să zic așa, pentru kickboxing, exact cum este UFC-ul pentru MMA. Aha. Este platforma numărul 1 cu care noi suntem parteneri, pentru că avem sportivi menegeriați de noi, sportivi crescuți de noi, care luptă atât în Glory cât și revin în Golden Fighter. Un alt greu foarte iubit și cu un nume puternic în scena kickboxingului mondial este vorba de Raul Cătinaș. Așa. El a fost numit de către olandezi Tysonul Alb, pentru că marele specialist în kickboxing Tom Haring, antrenor al unor nume celebre precum Badr Hari sau Peter Hertz, atunci când i-a ținut palmarele, a spus că doar un negru poate avea forță în pumn astfel de puternică. Și l-a numit... demonstrat că poate și un alb. Da. De-aia l-a numit Tysonul Alb și Raul Cătinaș va lupta pentru titlul mondial. El este cel mai tânăr luptător care s-a calificat în Final 16 la Tokyo, în Japonia, în elita, în generația de aur a kickboxingului în K1. Îl avem pe tânărul luptător Petru Morari, un luptător în plină ascensiune, care consider eu că și este descoperirea aici, iată, e o mândrie a noastră a Golden Fighter-ului, este descoperirea Golden Fighter-ului, acest sportiv, dar totodată este o mândrie pentru Moldova că aveți un astfel de luptător și se datorează absolut fiecărui campionat la care el a participat în țara dumneavoastră și noi avem un mare respect pentru sportivii și pentru școala de kickboxing pe care o aveți în Moldova. Petru Morari a reușit să impresioneze întreaga scenă a kickboxingului mondial și chiar până în Statele Unite, Combat Press, un site de specialitate, l-a cotat ca fiind luptătorul care a reușit knockout-ul anului, concurându-l pe Superbon și în knockout-ul cu Giorgio Petrosian. Iată că deja avem nume care se asimilează în scena mare a kickboxingului mondial. Spune-mi, te rog, de ce are loc toată gala asta la Chișinău?
De ce are loc gala asta toată la Chișinău? De ce nu la Chișinău? De ce nu este un răspuns? De fapt, de aici am pornit și noi. De ce nu la Chișinău? Aha. Ne dorim această gală la Chișinău pentru că există destul de multe apropieri între Golden Fighter și Republica Moldova. Uh-huh. Golden Fighter este un produs internațional care a reușit să-și facă un renume în scena kickboxingului și să fim cotați în primele 10 promoții de kickboxing din lume. Dar este fondată în România. După ce am avut colaborări în Grecia, în Bulgaria și urmează să avem organizare în Olanda sau în Germania, am considerat că și Moldova merită să ne aibă în mijlocul publicului. Este un plus pentru scena kickboxingului din Moldova. Este un plus pentru toate cluburile și pentru toți sportivii și pentru celelalte campionate din Moldova ca o ediție Golden Fighter să sosească și la Chișinău. Așa. Și acum o să-ți pun o întrebare pe care nu știu cum... Hai că o să vezi tu. Sunt oamenii se uită la galele astea de lupte din două motive. Unii sunt amatorii de astfel de lupte care se uită din punct de vedere, cum să zic eu, al sportului. Sunt ceilalți care se uită din punct de vedere al show-ului și toată chestia asta cu cântarul, cu toate astea care se fac pentru TV inclusiv. Cât de mult este show și cât de mult e sport? Dar nu se poate face show cu sport? Ba da, păi se de-aia întreb cât de mult e unul și asta și facem noi. Noi aducem în ring 100% sport. Uh-huh. Și va fi din alea, faze din alea cu cântarul, cu băieții care se uită urât unul la celălalt și se... Urât? Hei, mă rog! Ma, depinde cum va fi privirea lor. Noi aducem băieți frumoși. Nu, băieții sigur că sunt frumoși, dar privirile pot fi da, așa deci, puțin... Bineînțeles că este un eveniment, un show televizat. Noi trebuie să fim foarte atenți și să împletim ambele, să zic așa, aspecte ale evenimentului. Este o ediție premium, ceea ce urmează să facem, dar absolut, vor fi absolut toate ingredientele, toate picanteriile necesare și care fac parte din acest show. Avem într-adevăr și luptători între care s-au creat rivalități în timp, acele rivalități își vor spune cuvântul, însă de această dată cuvântul și îl vor spune în ring foarte, foarte bine. Este vorba de o ediție în care luptătorii au o miză mare. Și avem numai puțin de 2 luptători pentru care această gală poate să însemne un bilet către Glory. Vom avea inclusiv un manager din partea circuitului de talie mondială numărul 1, Glory, care va fi prezent aici. Avem un match extrem de interesant, iată, aducem la Chișinău un luptător care cred eu că este foarte interesant, este vorba de cel mai înalt luptător din Europa, este vorba de Colin George sau se mai spune Turnul de la Haga. Ce înălțime are? Doar 208 cm și 120 de kilograme. Se uită munte. Cam așa peste munte Haga. Munte de om, da. Da, un mic munte de om care va lupta împotriva unui nou sosit în promoția Golden Fighter și este vorba de Sergiu Pintie Călin, un român stabilit în Germania care a reușit să obțină titlul Germaniei și titlul european în Germania. Deci, și care că... sper că e înaltuț. Și eu sper că toată lumea va ține cu român din Germania. Da, este înăltuț, este un luptător la categoria grea, foarte bine pregătit fizic. Ok, bun. Ce să zic, urmează să vedem și noi ce ne aduceți în cadrul acestei gale, dar zi-mi, te rog, de ce, uite, o femeie ca mine, de exemplu, de ce ar urmări o gală de kickboxing? Ce aș putea vedea eu, ca nefiind amator mare de sport sau de lupte, sau să zic că nu-mi place să mă uit cum se bat băieții, da? Deci ce are, care-i farmecul kickboxing? Am o întrebare. Da? Te-ai uitat vreodată la un film polițist? Da. De ce te-ai uitat la un film polițist? Pentru acțiune și erou. Exact. Până la urmă despre asta e vorba în kickboxing. Avem acțiune și eroi. Este evident că acel erou, la sfârșit de meci, el nu poate să treacă doar printr-un moment de bucurie. Bucuria este ultimul moment. Deci, haideți să încercăm să privim kickboxingul ca și pe un film de acțiune, un film pe care toată lumea vrea să-l vadă pentru eroul care se ridică. Eroul care a fost doborât de N ori și el se ridică. Despre asta este vorba. Eu am, să zic așa, am și studii de chimie și îmi place să pun o întrebare. Care este alchimia acestui sport? Să faci din plumb aur. înțeleg că la început este foarte posibil să o vedem ca și o violență, da? Este un sport, foarte multă lume spune, este un sport violent. Da, depinde cum îl privești, da? Depinde cum îl privești. Noi asta facem, lupta, agresiunea, o luăm
și o transformăm într-un sport care are un set de reguli bine stabilit și îl facem doar între sportivi bine pregătiți și oameni capabili să facă acest lucru. Adică oameni capabili să învingă durerea, oameni capabili să treacă peste acele momente. Ați văzut că atunci când ai succes, cei care au succes, toți îți vorbesc despre succes. Dar nimeni nu-ți arată etapele succesului. Ori noi, prin kickboxing, și aceasta este tot o alchimie a acestui sport, să arătăm etapele prin care trebuie să treci ca să ajungi să ai mâna sus. Până la urmă nu se iau niște oameni din stradă care mănâncă bătaie acolo. Absolut, într-un absolut. Sunt băieți pregătiți. Alina, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi pe la noi și că ne-ai spus de ce ar trebui să urmărim această gală de kickboxing. Vouă succes mare în pregătiți. Eu te invit la gală, te invit acolo în primul rând să simți... Mirosul. Vibe-ul, să simți vibe-ul acelor meci. Să descoperi eroul din filmul de acțiune. Hai să descoperim un erou. Că mi-a plăcut comparația asta. Da? Da? Haideți să descoperim acel erou. Dacă nu ați știut, are și frapeul o zi internațională și e azi, 7 octombrie. De unde a apărut această băutură și cum se prepară? A mers să afle colega noastră, Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara, dragi prieteni! Cum a ajuns o băutură de origine greacă să fie savurată de milioane de oameni? Este vorba despre cafeaua frappe, care a pornit din Grecia încă din 1950 și are chiar și o zi internațională. În fiecare an de 7 octombrie, iubitorii de cafea sărbătoresc cea mai spumoasă băutură. Mi-am dorit și eu să învăț să prepar o băutură frappe, de aceea alături de mine o am pe barista, Adriana Cotorobai. Salutare, Adriana! Salutare! Cât de populară este această băutură, cafeaua frappe? Deci am spune că frappe este o băutură destul de populară, fiindcă oamenii de obicei, pe o temperatură călduroasă, când este cald afară, sunt iubitori de a bea o băutură rece și deci băutura frappe intră în lista de băuturi reci și chiar și în toamnă, în octombrie, septembrie, când temperatura de afară este foarte caldă, oamenii întreabă, deci astăzi vreau un frappe. Așa, foarte frumos. Bun, de ce avem nevoie ca să preparăm această băutură? Deci vom avea nevoie de o porție dublă de espresso. Așa, avem aici. Gheață, lapte, o porție de sirop cookie și o porție de topping de caramel. Așa. Și deja de blender. Blender, bun. Ai spus o porție dublă de espresso. Da. Deci foarte multă cofeină. Ne energizăm așa. Sigur. Urgent. Sigur. Deci în loc de o cafea fierbinte puteți lua un frappe, el la fel conține cafea. Așa, bun. Hai să încercăm să preparăm această băutură. Să vedem cât vreau în așa mod încât și colegul meu să poată să aibă acces alături de noi. Ce facem? Deci, prima punem gheața. Da, apropo de asta, așa vrei să te ajut cu ceva? Apropo de asta, rețetele moderne sau rețetele americane de cafea frappe includ lapte, smântână, gheață, pe când rețeta autentică, cea grecească, din câte m-am informat eu, nu conținea produse lactate. Mai mult decât atât, gheața era la fel mărunțită și bătută până se făcea o spumă. În timp s-a mai schimbat rețeta. De ce? Așa, bun. Ce avem aici? Turnăm lapte. Lapte, da. Despre produse lactate spuneam mai devreme, că înainte nu se folosea și acum se folosește. Deci o porție de lapte. Următor punem o porție de topping de caramel. Cât mai multe, te rog, că acest frappe este pentru mine, iar eu sunt o iubitoare când vine vorba de dulce. În cafea adăugăm o porție de cookie. De ce anume în cafea? Deoarece siropul se amestecă mai bine cu cafeaua fierbinte. Așa, am înțeles. Și îl turnăm în lapte. Știi, Adriana, de unde vine denumirea de frappe? Sau ce înseamnă frappe? Bun, îți zic eu. Deci, frappe este un cuvânt care vine din franceză și înseamnă înghețat. Da, acest termen se folosea când era vorba de o băutură înghețată, cum ar fi un suc de fructe înghețat, sau când se turna lichiorul peste bucățele de gheață. Da, acum... Deci, pornim. O
să avem nevoie până se, o să înțeleg că s-a făcut un pic spumos. Cât timp? Sau ne uităm să vedem până se face o spumă? Asta deja vizibil, trebuie să înțelegi. Da, poți să-mi torni mie niște caramele aici, să o mănânc cu lingură. Așa. Până se bate cafeaua noastră, e suficient. Deci, el este deja gata. Îl zbatem un pic. Așa. Și acum, cel mai important, cum o servim? Deci, o turnăm într-un paharel, dar în care să fie comod? Într-un paharel, oricare. Ia să vedem ce avem noi aici. Luăm unul mare sau unul mic? Da, unul mare, da. Wow, nu degeaba am spus cea mai spumoasă băutură, așa și este. Așa. Și vom avea nevoie de două pai sau chiar și unul. Așa. Eu o să mai pun niște caramel. O să mai pun un pic de caramelă să fie dulce. Ia, uitați-vă. Oh. Doamne, cât de bine arată. Așa. Cred că pentru mine este suficient unul. Îți mulțumesc, Adriana. Și acum momentul care mie îmi place cel mai mult. Da-da-da-dam! Doamne, cât de simplu, cât de rapid și cât de gustos. Dragi prieteni, eu mi-am luat doza de energie. Vă salut cu drag, sper că v-a fost utilă această rețetă. Vă pup, dragii mei, Anișoara, alegătura! Iulia, îți mulțumesc atât pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. Ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, o seară perfectă și un weekend frumos. La revedere!